În perioada 26-28 mai, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, se va desfășura, sub patronajul Asociației Academos al Alianței Franceze și al Universității din Pisa, ediția 11-a conferinței Discurs Critic și Variație Lingvistică, ce va reuni cercetători, cadre didactice și doctoranți din mai multe centre universitare din țară și din străinătate. Având ca tematică traducerea ca interpretare, perspective teoretice, problematizări și aplicații, conferința oferă o arie generoasă de abordare, ce le va permite participanților să inițieze discuții și dezbatere asupra perspectivelor multiple pe care actul traducerii le oferă prin statutul său de fenomen cultural-lingvistic integrator. Evenimentul va include pe lângă opt ateliere de comunicări pe secțiuni o lansare de carte, volumul întâi din prima istorie a traducerilor în limba română, și o dezbatere moderată de Matei Vișniec. Conferința se va deschide cu ceremonia de acordare a titlului de doctor honoris causa a profesoarei Otilia Hedeșan de la Universitatea de Vest din Timișoara, specialistă în etnologie și antropologie culturală. Organizatorii conferinței sunt profesor universitar dr. Rodica Noghi, profesor universitar dr. Santa Maria Ardeleanu și profesor universitar dr. Mircea Adiaconu.